Biserica Nașterea Maicii Domnului din parohia Țelna, județul Alba, a fost astăzi sfințită. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu în prezența a numeroși credincioși. Ierarhul a oficiat și Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, înalt preasfinția sa a vorbit despre mărturia de credință pe care o dau cei care se îngrijesc de lăcașurile sfinte. Vă îndemn pe toți să iubiți ca pe o mamă spirituală biserica străbună, care prin veacuri a rodit cetele sfinților români, cinstitele moaște făcătoare de minuni, altarele și mănăstirile noastre vechi și noi, precum și alese valori artistice și culturale. Prin astfel de mărturii ale credinței ortodoxe, biserica ne călăuzește spre zările împărăției veșnice. Uimit de acest adevăr, filozoful Petre Țuțea zicea: mă mișc între Dumnezeu și neamul din care fac parte. În afară de acești termeni, nu văd nimic important între cer și pământ. La finalul slujbei, în semn de apreciere pentru întreaga sa activitate, ierarhul i-a oferit părintelui paroh distincția Crucea Sfinților Ierarhi Bălgrădeni. Este o zi istorică pentru satul Țelna, pentru credincioșii din acest sat, care de viacuri și-a dorit o biserică frumoasă în centrul satului. Piatra de temelie a acestei biserici s-a pus în anul 2001. Este o biserică în formă de cruce greacă înscrisă, o biserică impunătoare pe măsura frumuseții acestui sat. A fost un drum greu, anevoios, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, cu sprijinul bunilor și harnicelor credincioși din acest sat, am reușit să finalizăm această lucrare într-o cinstea lui Dumnezeu. Această biserică nouă este prima dată când se ține o slujbă în ea. A fost construită, începută cu mulți ani în urmă și în final am ajuns să o terminăm. Am ajuns să aducem în folosul omenirii, în folosul cetățenilor din localitatea Țelna, această biserică minunată. Credeți-mă că sunt plin de emoție, pentru că este prima dată în viața mea când particip la sfințirea unei biserici noi, la care am contribuit din plin împreună cu Consiliul Local, și chiar mă simt plin de emoții. Simt o bucurie imensă pentru că am reușit să facem și pe linia credinței ceva pentru acest sat. Biserica Nașterea Maicii Domnului din localitatea Țelna a fost construită în perioada 2001-2015 și pictată între anii 2019 și 2021.